Bună ziua, stimați prieteni, vă salutăm de la Ternovca, unde în câteva clipe va începe primul meci al rundei a șaptea din cadrul Super Ligii. Dinamo Auto din localitate o găzduiește pe Dacia Buiucani Chișinău. Statul clubului Dinamo Auto a anunțat ieri că noul antrenor al echipei a devenit azerul Novruz Azimov. Aoleu, iată și debutul meciului. În chiar primul minut, primele 20 de secunde, iar Dinamo Auto reușește primul gol în Superliga. Un prim gol venit în etapa a șaptea. Rodi Junior EFG este autorul primei reușite pentru Dinamo Auto. O bucurie de nedescris pentru jucătorii formației gazde. A avut tot timpul din lume EFG, pentru că nu a fost întâmpinat de către nimeni pentru a reuși să înscrie. Debut fulminant de meci, stimați prieteni, aici la Ternovca. Gol! 1-0 EFG, unul dintre cei mai jucători ai gazdelor, înscrie o acțiune școală reușită de Dinamo Giști. Atât de rândul jucătorilor și a statului de lucruri. Revedem acțiunea la lume. EFG după preluarea terminante și Exonon și acesta care l-a învins din câțiva metri de distanță. 1-0 a început promisător de Dinamo Auto acela și EFG. Față de Cristian Abraham. Elan din partea lui Rodi Junior. EFG șutează și este 1-0 pentru gazde. A trimis mingea și portarul. Nu este offside la Rodi EFG și we'll be right back.
Efagie, bună intervenția lui.